Salutare! Sunt la aceeași oră pentru tine să-ți aduc cele mai speciale știri din showbizul de acasă și de peste hotare. Pentru început îți prezint cu blitz titlurile acestei ediții. Eurovisionul de anul acesta ne-a dus poziția 4-a, de la coadă. Robbie Williams își vinde casa din cauza extratereștrilor. Iar pe final vezi ce ți-am pregătit la Short Blitz. Se întreabă cum de Eurovisionul a dus moldovenilor doar poziția a patra de la urmă. Simplu, oameni buni, nu e chiar atât de ușor să fii pe o scenă atât de importantă, să cânti bine, să arăți bine și să fii și original pe deasupra. Totul e puțin mai complicat, iar dacă nu ai pus la punct fiecare detaliu, păi și promovarea a fost una de criză, la ce să ne mai așteptăm? Îi așteptăm deja pe ai noștri să vedem ce au de zis. Uite așa, dragii mei, Moldova a ieșit în coada clasamentului după marea finală Eurovision 2010. După atâtea pregătiri și vâlvă în țară și peste hotare, nici nu puteam să credem că cea de-a 55-a ediție a concursului de la Oslo, Norvegia, ne-a adus cea mai slabă poziție de finală, de când mai intrăm și noi în ea. Eurovisionul a fost câștigat de Germania, astfel că ediția din anul viitor va avea loc la Berlin. Cu cele 246 de puncte, tânăra interpretă Lena a luat trofeul cu piesa Satellite. Turcia, cu o piesă rock care a rupt Oslo în două, a luat argintul. Iar frații noștri români au luat poziția a treia și cu toții știm că meritau, Paula Selling fiind extraordinară ca de obicei. Reprezentanții țării noastre, Olia Tira și Sunstroke Project, s-au clasat pe locul 21 din cei 25 de finaliști ai concursului european. Moldova a acumulat doar 27 de puncte. Am primit un punct de la Georgia, 4 de la Belarus, 6 de la Portugalia și Azerbaijan și 10 din partea României, care a oferit în acest an punctajul maxim de 12 puncte Danemarcei. Rusia și Ucraina nu ne-au dat niciun punct. Eh, moldovenilor, unde erați când trebuia de votat? Deja nu ne rămâne decât să-i așteptăm pe reprezentanții noștri și să vedem ce au ei de declarat și de spus. Apropo, în ProNews vezi detalii despre câștigătoarea concursului. Vă avertizăm, imaginile nu sunt pentru copii mici. Își vinde proprietatea din Anglia, care are o valoare de circa 7 milioane de euro. Acesta a cumpărat-o cu mai mult, dar criza asta dă mari bătăi de cap tuturor. Artistul spune că pe lanul de lângă casă au apărut cercuri lăsate de extraterestri. Da, sperăm că nu l-au înlocuit pe Robbie cu vreunul de-a lor. How many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life.
Robbie Williams își vinde proprietatea din Anglia, aflată într-o zonă renumită pentru prezența cercurilor din lanuri, despre care se spune că ar fi mesaje lăsate de extraterestri, artistul britanic fiind cunoscut pentru interesul lui față de acest fenomen. Robbie Williams a achiziționat anul trecut Compton Basset House din comitatul Wiltshire, cu suma de 8,1 milioane de lire sterline, prețul de vânzare al domeniului fiind în prezent redus cu 600.000 de lire sterline. Cântărețul a scos la vânzare domeniul dotat cu un hambar pentru un avion la un preț de 7,5 milioane de lire sterline, plănuind să locuiască permanent la reședința pe care o are împreună cu logodnica sa, modelul și actrița Aida Field, la Los Angeles. Conacul vedetei pop, aflat pe una dintre cele mai mari proprietăți private din Wiltshire, are 8 băi, o bibliotecă, un complex luxos de relaxare, 2 apartamente, un pavilion, un teren de tenis și este înconjurat de un parc de circa 28 de hectare. La subsolul casei se află o piscină decorată cu coloane grecești. Tell me how do you rate the morning sun? Actrița franceză Isabel Huppert vrea să joace într-un film românesc, iar Jack Nicholson face avansuri lui Jessica Simpson. Astea și nu numai, vezi imediat în Short Blitz. Actrița franceză Isabel Huppert a declarat sâmbătă în cadrul unei întâlniri cu studenții de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie că ar vrea să joace într-un film românesc. Este foarte aproape de ce îmi place mie să fac pe ecran. Este un fel îndrăznesc de a face filme, foarte diferite de cum se face film în prezent, a spus actrița despre filmele românești, scrie Mediafax. Huppert a fost prezentă sâmbătă la Uniune alături de regizorul Cristian Mungiu pentru a răspunde întrebărilor viitorilor actori. Isabel a mărturisit că ar dori să colaboreze cu Alfred Hitchcock, dar acum e prea târziu. De asemenea, a precizat că este interesată să lucreze cu oameni care vor să colaboreze cu ea. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. A ajuns la venerabila vârstă de 73 de ani, Jack Nicholson este în continuare un cuceritor, sau cel puțin așa vrea să pară. Actorul a invitat-o pe Jessica Simpson în oraș. Presa internațională scrie că starul de la Hollywood a invitat-o pe Jessica Simpson la cină. Din nefericire pentru el, Nicholson a fost refuzat. Nu știu de unde are Jack numărul meu, căci noi nu ne-am cunoscut niciodată. M-a întrebat dacă vreau să luăm cina în Beverly Hills, dar l-am refuzat, a spus tânăra în vârstă de 29 de ani pentru The Sun. Talk about it, parties. You want me on that wall. You need me on that wall. Actorul și regizorul american Dennis Hopper s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, fiind răpus de cancer. Celebrul actor a aflat în anul 2002 că este bolnav de cancer, însă după un tratament strict, boala a stagnat. Din nefericire pentru Hopper, cancerul de prostată a revenit într-o formă care i-a fost fatală. Acesta a fost internat într-un spital la sfârșitul lunii septembrie anul trecut și de atunci a dus o luptă continuă cu boala, luptă pe care a pierdut-o. Dennis Hopper a jucat în peste 80 de filme și a obținut și 2 nominalizări la premiul Oscar în 1970. Ediția de astăzi. Mâine vin cu alte știri din showbizul de acasă și de peste hotare.